O influenceriță și-a mâncat o bucată din propriul trup, gătindu-o în spaghetele boloneze pe care le-a pregătit acasă și din care i-a dat și iubitului să mănânce. Paula a păstrat o parte din genunchiul pe care medicii l-au extirpat atunci când a fost operată la picior și a adăugat-o în spaghetele bolonieze gătite pentru ea și iubitul ei. Chiar ea a dezvăluit pe rețelele de socializare că și-a pus o parte din genunchi în mâncarea gătită. Paula, cu peste 228.000 de urmăritori pe Twitch, a suferit de recent o intervenție chirurgicală la picior, unde i s-a administrat un anestezic local și a rămas conștientă. În timpul procedurii, tânăra de 30 de ani susține că medicul a întrebat-o dacă dorește să păstreze o parte din cartilaj, ceea ce a și făcut. I-am spus da și a pus ceea ce a îndepărtat într-un recipient mic, precum cele folosite pentru probele de urină. L-a pus în alcool, astfel încât să rămână așa atâta timp cât voiam eu. O săptămână mai târziu glumeam cu partenerul meu. I-am spus că vreau să îl mănânc pentru că era o parte din mine și trebuia să-l pun înapoi în corpul meu. Am vrut să pot spune că am mâncat o bucată din propriul menisc, a mărturisit femeia. Paula a povestit apoi că a făcut un sos bolonieze și a adăugat ulterior bucata de cartilaj. Aceasta i-a dat să mănânce chiar și partenerului ei și a explicat că o mulțime de oameni mănâncă tot felul de oase și diferite părți de animale și că a mânca carne de om este același lucru. Mulți urmăritori s-au declarat scârbiți după ce i-au ascultat mărturisirea, relatează știrile ProTV.ro.